Bun găsit, doamnelor și domnilor! SCM Zalău și Oțelul Galați deschid seria meciurilor din prima etapă a grupelor Cupei României, că pe contraatac Silva trebuie să conține de unul singur, nu are susținere. Acum centrează și este lovitură de la 11 metri pentru Oțelul Galați. Surprinsă defensiva gazdelor pe acest contraatac. Excelent, s-a descurcat Miguel Silva acolo în flancul stâng. Iar francezul Rosario Latușan obține această lovitură de la 11 metri. Am văzut dacă e și o sancțiune disciplinară acolo, un cartonaș galben pentru cel care a faultat. Șansa pentru Galați de a deschide scorul. Cârjan îl execută pe Bogdan Miron pe centrul porții la semi-înălțime. Gol la prima minge pe spațiul porții lui Bogdan Miron. A felicitat acolo și cel care a obținut lovitura de la 11 metri, francezul Latușan. Sare acolo extraordinar Sise și trimite sub transversală. 2-0 pentru Oțelul după două faze fixe. Ce început slab de meci a avut Sise, a fost foarte aproape să producă un penalti chiar în primul minut. Iată-l acum, reușind să dubleze avantajul gălățenilor. Da, foarte pragmatic echipa lui Dorinel Munteanu. Două ocazii, două goluri. Sărise pe sub minge Cârjan, apoi muntenegreanul Cașelan n-a putut să-l blocheze acolo pe Sise. Ciudată maniera de a relua pe spatea lui Sise. În forță, fără nicio șansă pentru Miron. Bodișteanu, ce sprint! Reușește să-l depășească ușor, să-l scoată din joc pe Florin Pop. Trimite la timp, aici lovitură de cap, superb contraatacul, 3-0 Oțelul. Dublă pentru Cârjan. Și primul gol din acțiune al gălățenilor. Iată și câțiva fani ai Oțelului. Da, practic meciul e încheiat în acest minut 36. Superbă acțiunea lui Bodișteanu, continuată de Vasile Jardan, care îi pune pe cap mingea lui Cârjean. O simplă formalitate pentru atacantul Oțelului. Op, ia la țintă zidul, Bodișteanu făcut knockout acolo. Și acum un șut extraordinar, golul meciului, un voleu de senzație. Nu a oprit jocul Sorin Vădana, era căzută Bodișteanu, dar ce reușită, Alex Cherecheș prinde un șut de zile mari. Cred că n-a văzut mingea Relu Stoian. Protestează, e rândul gălățenilor să protesteze. Iată pe Bodișteanu, spuneam, făcut knockout aici după execuția lui Pop. Și incredibil acest șut al lui Alex Cherecheș. De puternic a fost pe centrul porții, dar n-a putut interveni Relu Stoian. Are luare pretențioasă, cât de bine s-a așezat pe minge. Lupuț nu a fost mulțumit de
evoluția, să vedem să această primă fază din repita secundă. Nu obțin lovitura de la 11 metri, cei de la Zalău, nu e nici simulare, ar fi fost al doilea galben văzut, ba da. Se dă galben pentru simulare și Sergiu Pop mai are un galben din prima repriză. Așadar, o repriză întreagă aproape pentru Zalău în inferioritate numerică. Da, nu știu neapărat că se impune aici. Un foul pentru simulare. Pur și simplu cade acolo după contact cu, cu Ariel Lopez, dar rămâne acest gest inconștient din Masiel cu exteriorul. Acum o minge în fața porții, 4-1 pentru Oțelul. Puntează și Latușon. Patru suporteri gălățeni care celebrează această reușită a favoriților. Rosario Latușon. Cârjan nu a ajuns la acea minge, mai bine, pentru că poziția sa nu era una extraordinară.